Ovidiu Sime, președintele organizației Partidul România Puternică Timiș, va candida la președinția Consiliului Județean Timiș. Anunțul a fost făcut de președintele executiv al Partidului România Puternică, Gabriel Marin. Este un prieten de-al meu, am început aici în Timișoara organizarea și va fi candidatul România Puternică pentru poziția de președinte al Consiliului Județean. Ovidiu. Mulțumesc, domnule președinte, pentru încredere. Le mulțumesc colegilor mei care invit alături de mine, pentru că uniți facem România puternică, uniți suntem o forță, uniți vom reuși, fără să promitem ceea ce nu putem face și vom face doar pentru cetățean, în interesul cetățeanului și în interesul românilor. Doamne ajută, vă pup și vă iubesc! Ovidiu Sime cârmuiește organizația din Timiș a Partidului România Puternică.